Salutări și bine v-am regăsit la un episod din Don't Starve. Ia, hai să distrugem chestia asta. Uite, am găsit chestii. Nice. Aparent putem găsi iteme dacă lootăm chestiile alea. Mai devreme am găsit un blueprint. Nu știu pentru ce era, dar am găsit un blueprint. Ok, deci măcar știu să urmăresc chestiile alea și să le lootez. Să le dezasamblez, să văd ce oferă. Și o să se lase seara pe aici. E și o gaură de-asta de vierme pe acolo. Ok. Bun, va trebui să pun un campfire neapărat pe undeva. Uite, cred că o să-l plasez pe aici. Chiar aici. Și cred că o să încerc să fac o bază pe aici. O să încerc să strâng tufișuri de-astea. Pentru că vreau să folosesc o dată o putere de-asta magică. Uite, asta ar fi. Așa. Ok, că s-au bine cu mâncarea. Hai să plantăm niște copaci. Ca să ne atace din nou gardienii copacilor. What the fuck? Ok. O să-i distrugem noi mai încolo pe aia. Bun. Hai să mai punem ceva pe foc, că vreau să am mai multă lumină pe aici. Așa. Dark petals. Alea o să le păstrez momentan. Ia, hai să fac un backpack, un ghiozdan. De aici era, parcă, nu? Așa. Bun. Ne mai trebuie iarbă acum. Am decât 37 de bucăți. De fapt, am foarte multă iarbă. A, merge să mai strâng. 38, 39, 40. Ok. Sigur n-a fost o pierdere de timp. Stachează? A, 40. A, am 50, ok. Ok, am o grămadă de iarbă. Hai să tai și copacul ăsta, că-l văd așa mai măricel. Așa. Mă rog, deci hai să mă duc înspre sud. Poate găsim ceva util. Am dat de apă, ok, nimic util. Mă, trebuie să găsesc gold nugget-uri de-alea. Ok, a început și ploaia. Gold nugget-uri și eventual să-mi fac și un pickaxe. Așa. Să-l las acolo. Bun. Plantăm copăcelul. Ia uite. Am găsit o suliță, nice. Și ce cu lumina asta aici? Oh, wow. Aș putea încerca să-i omor pe tot. Și asta o să-și fac. O să hai să ne luptăm cu... De fapt, mi-ar trebui armură mai întâi, nu? Da, îmi trebuie armură ca să mă bat cu ei. Altfel nu prea m-aș risca, da. Da? Ha? Nu! Ok. Hai că deja pierd HP. Nu! Am murit. Ok, hai să încercăm o altă strategie. Da, bine că am găsit eu locul ăsta mai devreme. Oh, și acum trebuie să mă duc înapoi acolo. Da. Bun, hai că m-am întors. Ia, dacă aștept să stau mai departe de tipii ăștia, o să-i ocolesc în felul ăsta. Și vreau să-mi iau itemele înapoi. Așa. Perfect.
Da, cred că o să mă întorc altă dată să omor pe tipii ăștia. Momentan nu mai am nevoie de viață. Și mai aveam mâncare pe aici. Mă, mâncarea asta e încă bună. Dark petals. Alea se vor strica, văd. Mai avem petale de-astea. Și altă mâncare chiar nu mai am. Morcov ceva. Ok. Ok. Uite și o vieste pe aici. Bine, cred că o să strâng doar chestiile astea. Și hai să facem ceva. Ai vrea să-mi fac o lopată. Așa. O să o pun aici. Și vreau să strâng tufele astea. Că ziceam că vreau să-mi fac o bază și vreau să-mi pun multe tufe de astea și până să le fac să crească automat. Ia, dacă iau așa. Ok. Bine, deci știu că pot să fac asta. Nu trebuie să le mai lutez neapărat. Ok. Hai să mai luăm niște cremene. Bun, și în continuare misiunea mea e să găsesc gold nuggeturi, că momentan n-am găsit nici măcar una, dar măcar avem cremene. Ok, și foarte, foarte mult gres. Așa. Încă o floare. Da, ar trebui să culeg și flori ca să-mi crească mental state-ul. Sau sanity-ul, nu mai știu cum se numea în jocul ăsta. Cred că sanity. Am uitat în ce joc avea chestia asta, mental state. A, da, mă, în GTA 5 avea chestia asta. Aveam eu bugul ăla din care nu... Nu-mi creștea sănătatea mentală, care practic se referea la faptul că nebuneam. Și cred că puteam primi un achievement în GTA 5 pentru asta, dar aparent eu am ceva bug și nu pot să devin nebun în jocul ăla. Da, mă rog. Să revenim la Don't Starve. Hai că deja avem multă mâncare. Ok. Și locul unde ziceam că vreau să-mi fac bază era pe undeva pe aici? Pe aici, cred. Mă rog, nu contează. Atâta timp când nu găsesc gold nugget-uri, nu prea am ce să fac. A, n-am vrut să iau aia, mă rog. Hai să luăm pe aici, poate găsim noi ceva, o zonă favorabilă. Poate nu. Așa. Nice. Bun, lemne avem 15. Mai să mai am cu o tufă. Văd că găsim foarte mult foarte multe tufe de-astea cu mâncare. Dar nu găsim gold nugget-uri, ceva, orice. Măcar o zonă de-aia cu pietre. Adică parcă era o zonă de-aia pe aici. Uite, aici avem zonă de deșert, unde era și portalul ăla. Nu știu, mă ajunge în gaurea de vierme, că poate găsesc ceva ok pe acolo. Sau dacă aș găsi un cave. A, pe aici am fost. Ok, hai să mergem în nord-vest. Uite în cotufă, nice. Și chiar nu găsesc aur. Ia, hai să verificăm zona asta. Ia uite o piatră. Ce, e bună și aia, dar... Na. Ceva mai bun? Da, cred că asta o să fie ultimul episod sau penultimul din Don't Starve, Reign of Giants. Mă gândeam să mai fac episoade cu Shipwreck, că parcă îmi place mai mult modul ăla de joc. Chiar dacă mă cam saturasem de modul ăla și ziceam că îmi place mai mult ăsta, cred că m-am răzgândit din nou. Ia, ce să mai punem noi pe foc?
A, avem papirus de ăla. Ok. Ne mai trebuie îngrășământ și o sămânță. Și putem face vraja aia. Ok. Ok, ne-am refăcut și hangarul și puțin mai mult din viață. Așa. Mai aș pune niște iarbă de asta pe foc, că oricum avem prea multă. Și a început și ploaia. Hai să tăiem copacul ăsta, că n-avem nevoie de la aici. Bun. Și pe ăștia mici vom lăsa aici să crească. De fapt, ia să am lopata. Așa. Un lemn în plus. Bun. Și o floricică, nice. 2, 3. Hai că merg și astea. Merg la mine în inventar. Bine, hai în gaura de vierme acum, că chiar sunt curios să văd unde o să mă ducă. Poate acolo nu va ploua. Cine știe. Ia. Și acum practic îi plouă în gură. Mă rog. Chiar dacă picăturile alea de ploaie opolesc, mă rog. Mă rog. Bun. Și, a, ia uite, nu pot zic că sunt foarte departe, adică... A, și mai e o gaură de vierme aici. Ok. Și avem cârtițe pe aici. A, și un drum. Bun, deci drumul ăsta ar putea să mă duc undeva. Depinde pe unde vreau să iau. Hai să luăm pe aici, în jos, în dreapta, în stânga. Acum în dreapta. Și am dat din nou de o zonă de aia deșertică. Aici foarte puțin, mă rog. Aveam un petic de la de deșert pe acolo sau zona de aia cu pietre. Și, oh. Am găsit un flaut, ok. Oh my god, deci cu flautul ăsta pot să mă duc să-i ador pe tipa aia de acolo. Deci chiar cred că o să fac asta în episodul ăsta, sper. Doar așa să fie făcut. La gold nugget-uri, serios? Înainte găseam foarte repede gold nugget-uri. Și mai găseam eu o zonă de-asta cu ratoni. Floricele. Cred că o să le iau pe toate. Mamă, ce e acolo. Ok, deci e o zonă destul de nașpa. Cel puțin porțiunea aia. Ia, cred că se află și un rege pe aici. Dacă tot e un orășel de ăsta. Da, mă, uite, regere. Da, de obicei când e un orășel de ăsta de porce și un rege. Și din câte știu dacă îi vom da mâncare. Ok, mâncare pe care să accepte, da. Îi dăm asta, nu vrea tăfișuri. Nu acceptă. Tia, nu știu ce să-i dau. Nu vrea nimic omul ăsta. Mă rog, porcul. Marbură, nu pot să dau. Hârtie. Ok. Nu mai știu ce putea primi. Carne știu că putea primi. Dar n-am carne. Dar o să am nevoie de sămânță asta de aici. Ok. Și îmi pare că pot să-l omor dacă vreau. Și pe urmă o să devin eu regele porcilor și o să scadă sănătatea mentală. Știu că nu-i bine să-l omor. Ia, aș putea face o șmecherie pe aici. Unde am sulița? Pare rău, ratonule. Da, îl ratez în continuu. Mamă, zici că e pisică. Ok. Mai sunt alți ratoni pe aici. Hai că nu prea-mi pasă. Hai să mergem la porcul ăla, la rege.
Că sigur îmi va da un gold nugget în schimbul acestei bucăți de carne. Ia, give. Așa. Ia uite ce fericit e. Bun, hai că m-am descurcat. Dar în felul ăsta am văzut că pot să fac rost de gold nugget-uri. Dacă aș mai găsi ratoni. Deci practic fac rost de aur în schimbul ratonilor. Interesant. Deci practic am devenit un fel de vânător acum. Ia, din chestia se spawnau ratoni? Cred că din chestia se spawnează ratoni. Da, mie nici nu mai văd ratoni pe aici. Hai să luăm chestia asta. Așa. Și cred că o să încerc să mă întorc înapoi. Vreau să-i adorm pe porcii aia. Și cred că o să încerc să-i omor după ce o să le fur toată mâncarea. Da, hai să facem chestia asta. Ia, vom lua pe aici. A, ia uite și, ok, hai că am găsit ce căutam. Chiar dacă deja am făcut rost de gold nugget. Ok, și deja am foarte multe iteme. Deja am prea multe iteme. Ia, și dacă minez aici ce îmi dă? Doar pietre? Au, da, e o peșteră. Ok. Hai să ne toate... Să ne întoarcem în gaura de vierme. Pot să-mi fac armură ceva acum? Da, de aici am făcem armură. Bine, va trebui să renunț la ghiozdan pentru asta, dar... Chestia asta îmi dă marmură cumva? Marmură, marbură. Oh, blueprint! Uit. Old Bell Blueprint. Ok. Ok, și se lasă și seara. Hai să campăm aici. A, și pot să-mi fac un sac de la dormit și să dorm peste noaptea asta. De fapt, hai să încercăm să facem asta. Sacul ăla de dormit, unde e? Oh. Îmi trebuie frânghie și... A, pot să-mi fac și frânghie, ok. Deci e perfect. Bine, și o să ne scadă hangul, dar măcar o să mai mâncăm noi. I'm not sleeping on the ground. Ok. Deci e pretențioasă. Ok, deci aparent nu putem dormi. Ok, deci aparent nu putem dormi. Am făcut și chestia asta degeaba. Ok. Pot să pun pe foc? Nice. E aparent ăla e un combustibil foarte bun pentru foc. Hai să mai tem un copac, dacă tot suntem aici. I-am auzit ceva pe aici. Cred că e un porc sau ceva. Na, mă rog. Ia, hai să mergem în gaura de vierme. Mergem pe aici. Ups. Ok, ăsta-i drumul. Bun, asta ar fi, nu? Da. Ok. Ok, și porci astea, hai să mergem să ne luăm revanșa. Nu știu dacă vor dormi și când o să dau unii cu sulița, dar o să încerc asta.
Nu știu câte ori pot folosi, dar sunt sigur că îl pot folosi de vreo 3-4 ori, cel puțin. Ok, hai să mergem după ei acum. Să mergem la ei, de fapt. Mă înarmez. Luăm și un băț. Așa, avem 19 acum. Bun. Deci. Oh, shit. De ce nu merge? Shit! Am murit. Ok, planul ăsta a fost o tâmpenie. Da. Oare chiar nu există hack-uri pentru jocul ăsta ca să pot reînvia? A, mă rog. A, da, păi e atunci. Dar cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați butonul de like, să ați și acest videoclip ca să fie văzut de când în altă lume. Și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!